vreme ce domniile voastre vă pregătiți să străluciți de Revelion, artiștii operii naționale din Timișoara repetă pentru cel mai important spectacol al anului, cel din noaptea de anul nou. Artiștii operei naționale din Timișoara fac ultimele retușuri ale spectacolului care va încânta în noaptea dintre ani mai bine de 700 de timișoreni. Spectacolul Liliacul e o tradiție muzicală care împlinește la cumpăna dintre ani două decenii de existență. O experiență care se repetă an de an, pentru că suntem aici o mare familie și cum ne-am obișnuit să ne petrecem toate evenimentele importante în familie, nu este un lucru ieșit din comun. Să se aștepte la ce trebuie să te aștepți noaptea de anul nou, la fast, la voie bună, la ambele măști ale teatrului, să înghiți amarul fostului an și să aștepți masca cu zâmbetă anului ce va să vie. Și pentru noi este un sfârșit de an și vom veni bine dispuși și cu dorință de a ne simți bine. Dar vreau să spun că și noi ne așteptăm ca ei să fie bine dispuși și deschiși la tot ceea ce le aducem noi pe scenă. Cortina operei se ridică pentru ultima oară în acest an, în 31 decembrie, la ora 18. Cei mai importanți artiști lirici ai urbei vă vor dezvălui atunci din nou fascinanta lume vieneză. Și asta într-o poveste de mai bine de 3 ore spusă cum altfel decât în ritm de vals.